Bine v-am regăsit la Super Pariuri pentru această zi de sâmbătă. Vă propunem o călătorie prin trei campionate. Avem trei meciuri foarte bune, unul în Serie A, unul în campionatul Franței și unul în campionatul Spaniei. Trei meciuri foarte bune pe care o să le abordăm cumva separat în alt stil decât atunci când avem, când ne orientăm către o singură partidă. Începem cu Roma-Atalanta din Serie A. Foarte mult echilibru, puteți vedea și pe cote, foarte mult echilibru între Roma și Atalanta, pentru că ambele echipe vin pe o stare de spirit bună, au întrerupt fiecare câte o serie proastă. Sampdoria a fost medicamentul, să zicem, pentru cei de la Atalanta. Atalanta avea 5 meciuri fără victorie în campionat până la meciul cu Sampdoria pe care l-a câștigat cu 4-0. Dincolo, Spezia a fost pentru Roma medicamentul. A câștigat 1-0, dar a câștigat Roma cu Spezia. 3 remize la rând avea echipa lui Jose Mourinho înaintea acestei partide. Turul, poate vă amintiți, a fost probabil cea mai importantă, cel mai zdravă meci făcut în deplasare de Roma lui Jose Mourinho. 4-1 a câștigat Roma în acea partidă. Bun, hai să vedem ce putem să găsim aici. În principiu, un meci de genul ăsta te duce către GG. Direct, țintit, către GG. Sigur, e cotă foarte mică. Cu asta ne-am confruntat cumva. Hai să spun, nu foarte mică, e destul de mică, are 1.62 GG-ul. Dar dacă ne uităm pe tabelul de aici de alături, ultimele 5 meciuri directe dintre cele două echipe, în afară de acel 2-0 pentru Atalanta, chiar primul meci, acel 2-0 din 2019, în celelalte meciuri ambele echipe au dat gol și în, dacă scoatem cel din 2020, s-au dat chiar peste 3 goluri. Ok, să vedem dacă o să ne iasă ideea asta. Ne bazăm și pe faptul că Atalanta e o echipă care dă goluri. Cu asta deja ne-am obișnuit. La Atalanta e un accident când nu dă, nu când dă multe goluri. În vreme ce Roma, deși Jose Mourinho e un antrenor al cărui stil îl cunoaștem, nu e una dintre apărările cele mai sigure din Serie A, că de luat goluri au luat și încă au luat de la echipe cu nume mai mic, mai puțin sonor, să spunem, gen Verona, gen Sassuolo, Empoli, astea sunt echipele de la care Roma a luat 2 goluri în ultimele 5 etape. Așa că de aici ne gândim că dacă GG este o cotă mică, ne putem duce spre un GG 3+, pe o cotă semnificativ mai bună, acest 2.05. Ne ducem spre campionatul Franței, spre Coasta de Azur. Vedem ce putem lua, ce găsim la meciul dintre Nice și PSG, confruntarea dintre echipa antrenată de Christophe Galtier, cel care a luat campionatul în sezonul trecut cu Lille în duel cu PSG, și liderul și probabil viitoarea campioană a Franței, PSG. E doar un cataclism. Ar mai putea face ca parizienii să nu câștige campionatul în acest sezon. Cota lor de victorie nu e rea, doar că trebuie să ne gândim că Nice PSG se joacă pentru PSG înaintea returului cu Real Madrid. La mijlocul săptămânii viitoare va fi din nou Champions League, va fi meciul retur cu Real Madrid pe Bernabeu, care e infinit mai important decât ăsta. Spuneam, în campionatul Franței lucrurile sunt stabile. PSG are 62 de puncte, Marseille înaintea etapei 47. Deci diferența este foarte mare. Marseille se bate cu Nice. Din punctul ăsta de vedere, pentru Nice meciul e foarte important, pentru că în Franța primele două locuri duc direct în Champions League. Locul 3 depinde foarte mult de câștigătoarea Europa League. Nice e cu un punct înaintea etapei, cu un punct sub OM și bun, ar intenționa, aici se duce lupta pentru locul 2. Ok, hai să vedem. Meciul tur s-a jucat în decembrie și s-a terminat egal, s-a terminat la egalitate. Dincolo de asta, Nice a scos Parisul tot la Paris, a scos PSG-ul tot la Paris și din cupă, și tot la egalitate s-a terminat
practic și meciul ăla. Ceea ce vedem noi aici sunt rezultatele la pauză ale parizienilor în acest sezon de Ligue 1. A condus în 12 meciuri, în 8 a fost remiză și a fost conduși la pauză în 6 din aceste partide. E, hai să ne concentrăm pe cele 8 rezultate de egalitate. Cele 8 rezultate de egalitate ne duc așa către ceea ce vrem noi să luăm de aici. În acest sezon sunt 5 remize ale Parisului. Am vorbit de cea cu Nice, Olympique Lyon, Lorient, Lens și Marseille, plus remiza cu Nice, spunem și pe asta, de ce nu, remiza cu Nice din cupă, care la pauză a avut același rezultat de egalitate. Egalul are o cotă senzațională aici, cotă de 4, totuși Parisul e o echipă bună, chiar dacă Pochettino s-ar putea să menajeze din jucători, jucătorii s-ar putea să fie cu frâna trasă. Echipa parizienilor e foarte bună și imprevizibilă, poate reuși orice. Hai să ne vedem, PSFX. Ne ducem cu gândul și la ce s-a întâmplat în etapa trecută. De exemplu, PSG a câștigat cu Saint-Étienne în etapa trecută, dar la pauză a fost X. Pauză sau final X? E deloc o cotărea, e aproape 2, e 1.90. Iar în Spania se joacă meciul dintre Real Madrid și Real Sociedad. La un moment dat Real Sociedad cocheta așa cu prima poziție, era pe loc de Champions League, trăgea la cupele europene, a urmat o serie destul de proastă, o serie care a dus și la eliminarea din Europa, a scos Leipzig din Europa League. Evident că Real Madrid este favorită, se joacă pe Santiago Bernabeu, dar și aici discuția este asemănătoare, dacă nu cumva identică, aș zice, cu cea de mai devreme de la Nice PSG, pentru că și pentru Real Madrid meciul cu returul cu PSG e foarte aproape și spre deosebire de parizieni, ei sunt, madrilenii sunt cei care trebuie să întoarcă un rezultat, cât de cât PSG-ul are așa o mică umbrelă, acel 1-0 din meciul tur. Apropo de tur, Real Madrid a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Real Sociedad în tur, când Real Sociedad era într-o formă foarte bună. A fost un meci în care Real Madrid a arătat că poate trăi și fără Karim Benzema. Vă amintiți, s-a accidentat atunci la debutul acelei partide Karim Benzema. Atunci a marcat Vinicius. Bun, ce putem să vedem aici? Victoria celor de la Real Madrid se premiază destul de puțin, e o cotă destul de mică. Însă, ne uităm spre acest grafic, golurile primite în sezonul ăsta, în campionat, după 26 de etape. Real Madrid stă foarte bine, doar FC Sevilla, după cum puteți vedea, e, din punct de vedere al apărării, mai bună decât Real Madrid. Sigur că dacă ne uităm acum într-o paranteză, fie spus, dacă ne uităm pe asta, pe acest grafic, pe aceste 6 echipe care au încăput aici în grafic, constatăm că nu apare Atletico Madrid, ceea ce este cea mai mare surpriză din punctul meu de vedere. Real Madrid însă stă bine din punct de vedere al apărării, n-a luat gol de 4 etape. Real Sociedad nu e o echipă care să debordeze așa din punct de vedere ofensiv, să ne ofere spectacol din punct de vedere ofensiv. Are o medie foarte mică, un gol pe meci, 27 de goluri în 26 de partide. Și azi am zice că ar putea duce Real Madrid, ar putea prelungi seria asta de meciuri fără gol primit, mai ales că se joacă și pe Santiago Bernabeu. Așa că ne-am gândit am mers pe ideea asta, oaspeții no goal, adică Real Sociedad nu marchează pe cotă de 2.35. Iar superbiletul acestei zile din cele 3 meciuri pe care vi le-am propus ne oferă o cotă foarte interesantă. Poate fi chiar un super Sunday, un super Saturday, să zicem. Roma-Atalanta, acel GG 3+, pe care vi l-am propus noi. Nice PSG PSFX
și Real Madrid, Real Sociedad. Oaspeții nou gol, oaspeții nu marchează. Cotele au fost foarte bune pentru 3 meciuri, însă avem o cotă excelentă, aproape 10, această cotă de 9 și 15. Și cam asta a fost pentru astăzi. Mâine două super partide. Mâine chiar avem un super Sunday. Avem derby Manchester City United și avem un super meci în campionatul Italiei, Napoli-Milan. Ne revedem mâine dimineață.